Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Panoramic, o emisiune la concurență cu ce anunță primul ministru. La ora 19 a organizat, de fapt, organizează purtătorul de cuvânt și cu ministrul uh, muncii, dar vă spun că practic se aprind doar niște scântăi. Părerea mea că e cam final de guvernare, pe această, această lege va pune capăt uh, ace, actualului guvern tehnocrat din mai multe motive. Și anume, faptul că încearcă să facă o reașezare a salariilor în sistemul bugetar fără să aloce bani. Eu n-am înțeles personal, n-am înțeles altceva. Uh, guvernarea anterioară avea să facă această reașezare și avea o sumă alocată destul de mare. Prinsă în buget. De ce s-a evaporat această sumă pe actuala guvernare, în condițiile în care toți o spun că ei n-au umblat la buget? Mi se pare de. Deci, mie mi se pare din acea colecție din 2010 să tăim do, să tăiem 25% din salarii. Și acum, de fapt, asta e. Nu, nu e scopul să tai din salarii, că nu, eu nu cred că va mai exista un politician din România care să-și permite un asemenea lucru. Dar, pe de altă parte. Degeaba încearcă uh, uh, să tot vină cu această lege, să o accepte sindicatele, ce să accepti? Că la Uniunea va Deci suntem de acord toată lumea. Și auzi, toți cu principii frumoase, de la premier până la nu știu care ministru. Uh, nu -mi cere să vă spun numele la ministri, că nu avem tendința să ne obișnuim cu ei. Iar dacă noi, cei care lucrăm în media, nu reușim să reproducem numele unor ministri, nu e din cauza că dintr-o dată toți suntem retardați. Nu i-am reținut. N-au făcut nimic memorabil și n-ai de ce să-l asculți. Dragoș, cum îl cheamă pe ministrul muncii, vă spun eu, a venit săptămâna trecută și pleacă săptămâna viitoare. Pentru că nu, problema lui este foarte simplu. Dacă nu aloși niște sume să reașezi acest lucru, nu o să fie acceptabil. Deci o reașezare nu o poți face în jos. Mai ales că spui, domne, prioritatea este sănătatea și nu dai. Prioritatea este educația și nu dai nimic în plus, ba din contră. Mergi la o chestie populistă, apropo, pentru guvernările, că teoretic avem o guvernare de dreapta. Tehnocrații sunt tot acolo, în partea aceea. Ridicăm salariul minim. Bun, îl tot ridicăm și l-am tot ridicat. Dar noi aplatizăm, de fapt, partea de jos de la salarii cu salariul minim și am făcut ce? Acum unii cu salariul minim ia mai mult decât în sistemul bugetat cu salariul socotit mai mare. Nu e în regulă și nimeni nu va accepta acest lucru. Iar oamenii vor ieși în stradă. Părerea mea că guvernul tehnocrat va pica după alegerile locale tocmai din acest lucru. Incapacitatea sau mai e și altceva și o să vorbim astăzi. La tocmai de asta am spus că riscăm să punem lacătul pe țară. incapacitatea cronică de a face ceva. Practic, din noiembrie, momentul când a căzut fostul guvern, deși anunțam principii, am anunțat strategii, fiecare guvern, fiecare ministru, îmi ce scuze, și-a pus nu știu ce strategie, că face, drege, Nu a făcut nimic. Vin când mai sunt chemați pe la televizor, dar să știți că sunt moartea rating și au început să nu mai fie chemați, nici măcar, nici măcar primul ministru nu mai e chemat. C și când vin, spun niște așa. Niște cuvinte frumoase că vom face ca, ca să sune ca la Bruxelles și nu facem nimic. Dar știți de ce nu facem nimic? Păi foarte simplu. Dacă puneam cel mai amărât politician care a fost ministru, avea un scop și anume să zică, băi, dacă nu fac ceva în funcția asta, eu nu mai sunt nici parlamentar sau altceva. Nu o să mai mă pună ăștia pe listă dacă sunt, fac imagine negativă. Și împins, tras de la spate. Poate că unii și s-a dovedit de asta, mai și furau, mai nu știu ce, dar făceau și ceva. Ce fac actualii ministri? Ei sunt într-un concediu de la Bruxelles și se gândesc, Bă, să nu supăr pe nimeni, să nu fac nimic. Îmi iau salariile oricum mărite față de perioada anterioară, că știți cum e cu legea salarizării, la mar s-a dat, în fine. Și nu fac nimic, plec foarte frumos să ia de la Bruxelles, mă bat pe umăr, mamă ce bun am fost. Ce mă interesează pe mine că am încurcat lucrurile la București timp de câteva luni. Cam asta se întâmplă. Dar, cum spuneam, mă întorc la, la situația de la, de la guvern. Vă spuneam, Deci, nu ne, nu ne interesează ce mai anunță. Între timp, sindicaliștii s-au întâlnit, au văzut proiectul și deja sunt și reacții. Deci, cum spuneam, guvernul trece prin momente grele. A reușit să-i mulțumească pe cei din sănătate cu mărirea salariilor, dar, atenție, deocamdată învățământul, dar vor fi și alte sectoare care anunță proteste. Și spune, ia să, re uh, uh, sindicaliștii care au fost la întâlnirea de astăzi, spun așa, cei din educație, cităm, Educația a fost abandonată în acest moment. Vom informa liderii și oamenii decid ce facem. Nu pot să pronunț cuvântul grevă. E prea mult acest deranj. E infimă suma de 2%. Guvernul vrea performanță, dar e prea puțin. Nu a fost nicio negociere. Ne-au prezentat trei soluții și atât, spun sindicaliștii. Uh, Anton Hader, uh, liderul sindicatelor din învățământul superior, cred că este domnul Hader, da, spune așa. Cităm. Nicio creștere, nicio îmbunătățire. Suntem total nemulțumiți. Nu mă așteptam să fim tratați atât de rău. Nu mai putem discuta cu domnul ministru. Că e mai credeam că e mai rațional. A spus că e rândul sănătății și că noi să mai așteptăm. Pentru educație este zero. A tunat Anton Hader, cum spuneam când Marius Nistor, președinte FSS Haret, spune și el, cităm, ca să ai rezultate foarte bune, ai nevoie de oameni motivați. Guvernul ne-a demonstrat că nu sunt interesați de educație. Nu au învățat că trebuie să investești în educație. Nu oferă nicio creștere salarială, e inadmisibil. Lipsă de transparență și de interes în domeniul educațional. Vrem cadrii de performante, dar le transmitem clar că nu se pot da creșteri salariale. Vin examele naționale, atrag atenția. Va fi o formă de protest foarte clară spune acest lider de sindicat. Problema să știți că nu e numai la învățământ, că știți cum e cu sindicatele din învățământ. Fac mult zgomot și de multe ori nu se concretizează. Dar e și administrația locală, care acum e cumva, fiind sub, nu reacționează pentru că sunt alegeri la toate nivelurile, sunt alegerile locale, dar vom avea și acolo probleme. Și cu siguranță sta să vedem și în sănătate, că în sănătate s-a mai început. Știți că și guvernarea trecută, Guvernarea Ponta a început-o cu sănătatea, dar după aceea a dat și la educație. Deci, -ă, și nici de la sănătate nu este satisfăcătoare. Oricum, față de cea prevăzută, e mult mai mică. Deci, eu mă aștept ca presiunea să fie atât de mare pe partidele parlamentare, în primul rând pe cele două partide mari, încât să avem o cădere a guvernului. Pentru că nimeni nu-și va mai asuma, dacă e normal, la cap și vrea să guverneze din toamnă, oricare dintre cei doi, dintre, bine, sunt mai mulți lideri, că acum știți cum e cu partidele noastre, avem mai mulți lideri, nu mai e câte unul, nu-și va asuma acest lucru. Deci, e o problemă și mă aștept în următoarea perioadă, deci, va fi o vară fierbinte rău și părerea mea, și suntem la această emisiune, am mai lansat pe vechea ordine de zi, pe, vechi, pe vechea structură, am mai lansat ideea asta uh, și la vremea aceea și știți că ni se mai întâmplau previziunile, cred că au cam sărit, uh, cred că au cam sărit calul cu această, cu această, lege și înainte de a trece la subiectul propriu zis, blocajul care este în România, uh, vă dau un puțin din uh, ce cuprinde documentul acela că am vorbit de el, Uh, deci atenție, practic uh, salariul de bază mediu în apărare și ordine publică uh, va fi de 1.546, uh, adică câștigul va ajunge undeva spre 25, uh, 2.594, deci am mână 15 milioane lei vechi, gândiți-vă că salariul minim a venit la 1.250 1 milion, pardon, 1250, deci 12 milioane e foarte aproape. În cultură suma este și mai mică, se ajunge undeva la 22, 2297. În cercetare va fi ceva mai mare, normal, se va ajunge până la 3800. Iar în învățământ uh, uh, acum vreau să vă spun, se dau niște cifre care aparent sunt, în, sunt mari. Va ajunge undeva la 4680 câștigul mediu pentru învățământul auxiliar. La preuniversitar, atenție că aici e problema, practic un cadru didactic din preuniversitar va avea un maxim de 2700 de lei, deci Practic, la nivelul. Uh, ce, deci, nu se compare cu cercetarea, e peste cultură. Doar atât. În condițiile în care se spunea că sunt priorități și toate celelalte. Vor fi și salarii mai mari. În diplomație se, se merge până la. Uh, uh, în diplomație până la 1140, în justiție. E vorba de personal celălalt 7.215, în asistență socială doar 1.498 va ajunge, în sănătate 3.066 se va ajunge, deci e oricum o creștere mare față de celălalt, celălalt sector. Dar, cum spuneam, practic, de ce punem lacătul pe țară? Păi foarte simplu această lege a salarizării promisă de guvernul Ponta și preluată de Dacia Cioloș, de guvernul său, practic este tot amânată, respinsă de sindicate și e normal să fie respinsă pentru că, practic, spui la început principii generoase și după aia nu faci nimic, ba din contra, pardon, iar în aceste condiții, e normal ca oamenii să nu accepte. Deci, în primul rând, sindicatele, dar problema nu e de sindicate. Și gândiți-vă, e presiunea anului electoral. Știu că guvernul și-l asumă niciunul dintre partidele mari, dar printre rânduri te poți gândi, bă frate, stai ce mi s-a promis și ce, nu, și ce mi se fă, întâmplă acum. Bun. Uh, am zis că nu facem politică și nu facem la această emisiune, dar apropo de pus la lacăt, uh, punem lacătul pe țară. Pai să vedem. Practic, încă o dată spun, România, din momentul uh, colectiv, este ca un om beat care s-a dus la culcare. De ce spun acest lucru? În primul rând, a fost rea reacția aceea cu tinerii frumoși și liberi, cu ghilimele de rigoare, care au avut ei ceva, adică așa li s-a spus, uh, când au fost trimiși acolo. Uh, li s-a spus că trebuie să strige împotriva guvernului, împotriva uh, lui Oprea și împotriva uh, lui Piedone. Piedone între timp a fost reșapat, știți că sprijină un candidat, în fine. Uh, au căzut, uh, a căzut guvernul. Nou guvern, veni pe aripile, pe democrație, pe transparență, pe bla 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 bla. A venit și atât. Practic, ne-am blocat. A, culmea e și asta din fericire pentru noi. Merge economia. Am văzut că încă merge. Dar toată lumea a intrat într-o vacanță, așa, totul a trecut în festina lente. Nimeni nu mai face nimic. Și a desul pe rând. Ca și schimbat, de deci s-a recunoscut acest lucru, de bine vedeam cu ochiul liber. Fonduri europene, zero. Am blocat absolut. Că facem noile ghiduri, gândiți-vă că suntem, deci țărie celelalte ea deja pe noua finanțare 2014-2020 au proiecte în derulare <hăăăă> de a, din 2014. Noi nu suntem să, în stare să cheltuim nici pe fondurile rămase din vechea, a, din vechea perioadă, iar de noua, nu foarte vi vorba, n-am făcut niciun document, nici niciun ghid, n-am demarat nimic. Uh, și cel mai rău este această perioadă de șase luni când chiar n-a făcut nimic. Bun. Deci cu fondurile europene care atrăgeam, noi aveam prevăzut în buget nu știu câte miliarde de euro, nu s-a întâmplat nimic. Au intrat în țară niște bani și ăsta e norocul, niște rambursări la vechile proiecte. Deci nimic acum. Bun. Acum vreau să vă spun, nu se lucrează nimic. Apropo de investiții. Investițiile publice. Că private sunt destul de anemici. Dar investițiile publice pentru care sunt bani. Sunt bani. Nu se face absolut nimic. Când mai faci câte o licitație cu frică de nu știu ce, ți-o contestă în ultimul moment, para contestă judecătorii, nu știu ce, și te duce ani de zile. Practic, la acest moment, nimeni și încă o dată, nu e figură de stil, că în momentul când spui asta, și am văzut și la politicieni că spun chestia asta, deja încep să, da, domne, nu e adevărat, că dacă sunt cinsti și nu știu ce. Păi bun, hai să zicem că vechiul guvern a avut o problemă. Da? Și le era frică să semneze că nu știu ce. Că îi lua cu autocarul cei de la DNA, să zicem. Bun, dar avem guvern tehnocrat. Ăștia de ce nu semnează? Avem o problemă. Acea lege a achizițiilor care abia acum trece prin Parlament trebuia să treacă mai de multișor. Dar au fost interese să nu treacă. Acum cine are interesul dintre partide, de discutat, că am impresia că sunt vinovați prin toate, dar asta e altă treabă. Bun, deci nimeni nu semnează, Nu avem investiții demarate noi nimic și sunt blocate și ele de mai sunt. Practic nu se lucrează. Noi norocul și vedem pe aici prin gorș că se mai lucrează, că sunt demarate mai de mult odată sau, atenție, sunt reparații. Că asta se face prin România. Se mai fac reparații că ele poți să le faci mai simplificat. Dar ce se dă așa? Practic nimic nu se semnează. Deci contractele mari, autostrăzile s-a terminat, totul e blocat. Sau, apropo, știți că Bectelul când a plecat, a făcuse vreo 5, 50 de kilometri, că, pe acolo, pe la Gilău. Și a lăsat încă o lucrare, încă un sector spre graniță, care era, cam jumătate spuneau ei, așa e prevăzut în documente, iar sectorul ăla, vreo 60-70 de kilometri, l-au împărțit la trei filme spaniole. Atenție! S-a întâmplat în 2014. Din 2014 și până în 2016, luna mai, spaniolii n-au demarat, n-au pus o, o cupă de, de, ceva. De ce? Întrebați-vă să mă vă întreb, dar pe mine m-ar interesa și dacă tot avem acest organism, că bănuiesc că în România, bine, și curtea de conturi, dar mai puțin. În afară de DNA, practic, nu prea mai lucrează altcineva. Măcar să se ducă așa acolo, să vadă, bă, frate, de 2 ani, ținem banii blocați, refacem licitația, ce se întâmplă? Nu se întâmplă încă o dată, nu se întâmplă nimic. Și n-ar fi, încă o dată spun, deci nu e o problemă mică. Deci gândiți-vă că s-ar putea lucra, sunt foarte multe societăți comerciale, unele chiar cu sediu în Gorj, care aveau lucrări prin țară, aducțiuni de apă, canalizări, toate aceste lucruri. Totul e blocat. Nimeni nu mai vin, deci nu mai vin bani nici de la guvern sau s-au anunțat că vin banii, dar nu s-a dat un leu. Se așteaptă rectificarea de buget, care poate fi cel mai devreme în august. Totul, totul este blocat. Am pus lacătul pe țară și așteptăm ce? Bun, vin alegerile locale, trec alegerile locale. Vin alegerile parlamentare, trec alegerile parlamentare. Dar România asta trebuie să mai facă ceva, trebuie să producă ceva. Și nu, po nu poate face. Ce e de făcut? Asta să ne spună uh, guvernanții: că de aia avem, că am zis că politicienii nu sunt buni. Și atunci, tinerii frumoși și liberi, încă o dată subliniez ghinimele, uh, ne-au spus că trebuie alții. Bine, las la o parte că dacă veneau unii de acolo de prin piață, știți ăia de prin galerii, cred că totuși suntem fericiți cu actualul guvern Deci vă dați seama dacă ajungeau ăia la guvernare. Sau poate... În fine, care e problema? Situația trebuie urgent imediată, Deci dacă așteptăm și dacă pierdem tot anul, cu guvern tehnocrat sau nu, să așteptăm alegerile, ne va costa în 2017 urât de tot. Și vă spun unde se vede. Și aici, cred că ar trebui să-l nici ca lideri politici. Pentru că, ia să vă aduceți aminte, uh, anul trecut... Anul trecut, când făcea ANAFU acele descinderi mari, pe la. Să, știu că era un anglop, pe la Craiova, care se tot duceau ANAFU, închideau porțile, făceau diverse lucruri. Știți, Bucureștiu, cu Dragonul, cu toate astea, s-au făcut ordine. Existau anumiți lideri politici, care oh, firmele românești, firmele nu știu ce, le, le ia și pielea de pe ei, să nu mai facă, să nu știu ce. Să lase firmele să se dezvolte, să urmărească. Bine, nu unde să te duci, că, do că dovadă că în ultimile săptămâni, NAfu -ul a ajuns în piață. La, la, la femeile bătrâne și la. dar nu asta e problema. Problema foarte ăsta este că nafu a fost trecut pe linie moartă. Cât ori zice, și am văzut pe nena asta de la opus șef, nu știu cum e vă nu nu, nu, tre nu trebuie să ne agităm foarte tare să reținem numele că oricum nu vor sta prea mult în ăsta pentru că stau degeaba deci până la urmă va trebui să pornească într-o direcție Bun, nenea ăsta de director, acum a venit ieri și a spus uh, a, ieri, zilele trecute a afișat o listă cu nu știu, câteva sute uh, nu știu, câteva zeci de mii sau sute de mii de oameni cu datoriile la stat Între timp am aflat că lista are niște Chestii care nu prea sunt în regulă. Una dintre ele este următoarea. Sunt procese pe rol. Îi dai pe aia de la, apropo de firme și astea, frații Micula sau cum îi dai, dar ăia au un litigiu cu statul, deci statul român trebuie să le dea cam dublu sume. Îl dai pe negoiță, care au a făcut locuințe, le-a vândut pe persoană fizică, n-a plătit TVA-ul. Așa era legea atunci. Chiar dacă. Deci, tu n-ai câștigat sumele, n-ai hotără definitivă. Dar tu le pui acolo ca datorie. O procedură a statului român în general. Nu mi se pare deloc în regulă și. Dar, în fine. Bun, să zicem că sunt. Dar asta e tot ce a făcut anafun -ul în ultimile luni. Păi, bun. Trebuia controale controle, că de, se reduce. Deci, în, în luna ianuarie am avut încasări undeva la 14% mai bine decât în ianuarie anul trecut în luna februarie am scăzut la 5-6%, față, comparabil tot cu anul trecut în aceeași perioadă. În martie am avut încasări cu 1% peste ce a fost în martie 2015. Pune în pariu că în lunile următoare trecem pe negativ și suntem sub încasările alea. De ce? Pentru că anaf atenție, nu mai are voie. Și mi-asum toată chestia asta, nu mai e lăsat să facă controle. Deci acolo unde trebuie. De ce nu se întâmplă acest lucru? Să ne spună, să ne spună guvernanții. Și acum mă întorc, atenție, dacă Anafu n-a fost decât intimidat de declarațiile unor lideri, uite, unul dintre ei chiar are șansa să ajungă la Mititica, Ludovic Orban, ăsta spunea, dacă vă să aminte anul trecut, spunea să nu mai firmele românești nu știu ce și nu știu cum. E adevărat că autoritățile noastre nu prea se ia decât de firmele românești, că pe le străine nu le pot uh, să le verifice. Apropo de chestia asta, s de la una la alta, dar apropo de firmele românești. A fost acum vreo săptămână la Târgu Jiu, un circ unguresc. Nu scapă numele, dar nu contează. Uh, și au fost, a fost lume multă acolo. Vreau să vă spun că m-am uitat de curiozitate pe niște bilete pe care le folosea circul respectiv. Nu aveau nicio, avea o serie de uneva luată și asta nu erau înregistrate în sistemul nostru românesc al fiscului. Deci, practic, puteau să spună la sfârșit, domne, am făcut nu știu ce, că firmele nu-i controlează nici dracu, nu s-a dus peste ei. Deci, apropo, și asta e un circ, nu e nu știu ce sumă sau nu știu ce evaziune se poate face. Dar așa e peste tot. Firmele străine au regim preferențial în România. Apropo de, de situația, că, de blocajul în care se află țara la, la acest moment, bine, toată lumea va zice care ar fi soluțiile. Soluții nu prea avem. Și nu prea avem de ce. Pentru că trebuie să ne hotărâm în ce direcție o luăm. O soluție ar fi să recuperăm banii. Uite, și ajungem iar în curtea anafului. ului Avem ăștia condamnați. Bine, nu numai Voiculescu, că noi avem o singură preocupare. Tot anaf și toate organismele, bine, cu o judecătoare care i-a reclamat pe nu știu ce judecător, da, o judecătoare și a reclamat colegii că nu recuperează paguba Voiculescu. Și de acolo, și ăla ai cercetat din nou de DNA și nu știu ce. Dar, în esență, ce vreau să vă spun. Sunt foarte mulți care au luat condamnări și nu se întâmplă nimic. Bine, sunt foarte mulți cercetați, sunt foarte mulți trimiși în judecată care se vor duce procesele <hângă>, la calendele grecești. În afară de procesul Ponta, care dacă mai stăm mult în sondaje, bine, s-ar putea să-l vedeți că îl termină în câteva săptămâni, am mai avut ca precedentul, dacă o cheamă pe judecătoarea respectivă, care a citit vreo, nu știu, câte, sute, câte zeci de mii de pagini în două zile, că așa a făcut, Așa, așa a fost. Bun, s-ar putea să ne trezim cu o sentință mult mai devreme. Dar așa, la alte se vor duce că poate se vor mai, vedeți, se mai schimbă legea, se mai aplică cum se aplică. Suntem în România. E o problemă. Dar ar trebui și apropo că avem și noi în studio, ați văzut, candidați la primar, la consilier local, consilier județean, poate unii dintre ei vor la Consiliul Județean, poate vor președinți de Consilii Județene. Uh, mi se pare cea mai slabă campanie electorală din ultimii ani. Și nu mă refer la faptul că lipsesc afișele, lipsesc benerele, toate astea, că s-a considerat că, vezi, doamne, dacă nu mai sunt astea, uh, ăștia care vor ieși, vor fi foarte cinstiți. Și nu vor mai face, că nu vor mai trebui să dea banii înapoi alora care, cumva, cu contracte la firmele care au dat chestia asta. Deși poate era mai clar să -i, tot ai ținut acum așa și a restat foarte mulți dintre ei, să te ții după ei dacă fac ceva. Așa, practic, am făcut o... Deci, campania sălta economic România. Lucrau și tipografiile, și, nu știu, și televiziunile, și ziarele și nu mai știu ce alte chestii, că erau multe materiale. Și fabricile de plastice, toate că trebuiau găresc, trebuiau toate diverse chestii. Toată lumea lucra. Acum nimeni n-a venit cu, cu nimic. Uh, bun, să zicem că am trecut de chestia asta. Dar uitați-vă la ce programe au. Uh, auzeam pe mașina astăzi, vrând nevrând a trebuit să fac un drum mai lung și Uh, auzeam uh, candidați de prin toată țara, în care îmi spun în. Uh, suntem în 2016, da? Și aud uh, de primarul de prin moldova de la Huș cred că ca un candidat la primar de la Huș că el are de pietruit și de balastat nu știu câte străzi în oraș. Eu părerea mea că nici la țară n-ar mai fi de pietruit și de asta, deci da, tre trecem la asfalt și noi. Deci, atenție! Asta au preocupării Bine, și dacă le-ar face, dar nu se întâmplă nimic. Acum mai e și o altă problemă. Și am tot văzut anchete uh, în, în țară. Uh, deși legiuitorul ar putea, când ai o, o lucrare, orice lucrare la o primărie, să zicem, să zicem faci un drum, o, o asfaltare de drum, da? Trebuie să ai prin lege unde ești de șantier. Acum, și la casele particulare trebuie să ai. Bun. Ai dirigintele respectiv de șantier, da? Dirigintele respectiv ar trebui să răspundă cu capul dacă nu se respectă, nu se bagă, nu știu cât, stratul acela de ca să faci pe, pe ce pui asfaltul și toate celelalte, toată tehnologia respectivă. La noi ce se întâmplă? Diriginții de șantier are ori, au pățit câte ceva. chiar și în cazurile mare ale DNA-ului, când au descoperit că nu, nu s-a făcut nu știu ce, că fuge drumul la autostrăzi nu mai vorbim, se duce în jos ăsta că pământul și -o ia la vale, autostrada. Ce se întâmplă și prin județe, că fug uh, acum avem uh, caz în Gorj, că a intrat apa pe sub un drum la Padeș, parcă am văzut în, uh, la colegii din presă titrat. Deci atenție, sunt lucrări slabe, dar sunt lucrări care ar trebui să răspundă de iginitele dacă s-ar respecta. Se întâmplă natura are curiozitățile ei, dar măcar dar măcar să știm că s-a făcut cum trebuie. Dar acolo se fură, în general, acolo s-a furat. Ca să nu mai spunem, apropo de chestia asta și am și văd că nu se, nu se autosesizează nimeni, inclusiv la nivel de Târgușiu e problema asta, dar și în multe localități din județ, s-au folosit fonduri europene pentru diverse lucrări. Aducțiuni de apă, drumuri, mai știu ce alte, alte investiții. Păi, și acolo, pe fonduri europene, a scris, bă, eu fac aici centură, eu fac aici, nu știu, drum de nu, nu știu care, cu fonduri europene. Cinci ani de zile, spune legea, nu se schimbă destinația. La noi se schimbă. La noi se schimbă după un an. Poate nici nu apucă anul, că deja, deja s-a și făcut alte învârteli. Nu se sesizează nimeni. Poate, apropo de procurori, un, un de a lucra. Ca să nu mai vorbesc, apropo de. că am vorbit mai devreme că o activitate intensă în ultimul timp are și Curtea de Conturi. În multe părți din, din județ, din țară, nu mai vorbesc, sunt acele rapoarte foarte mari care au descoperit diverse lucruri. Vreau să vă spun că sunt selective. Dacă o ei la bani mărunți, sunt mult mai multe probleme. Eu întrebare ar fi următoarea. Am control de la Curtea de Conturi, să zicem, în 2014, da? La Baia Mare. În 2015, la Baia Mare, apropo că e probabil ești primarul este, este arestat. Nu îi dă dură drumul nici astăzi, că probabil este iese iar primar și se încearcă măcar așa să nu iasă. Uh, problema e următoarea. Nu s-au descoperit lucruri esențiale n-au fost, chiar n-au fost nereguli, că cei de la DNA spun că sunt. De ce nu le-au descoperit specialiștii de acolo? Acum vreau să vă spun însă altceva. Era o manieră de lucru în anii trecuți și asta anume, aceea constatai ceva, raportul curții de conturi era atacat și de regulă în instanță se câștiga într-un fel sau altul. Poate mai schimbăm și aceste lucruri. Ne apropiem de finalul emisiunii mărturisesc că aveam, aveam, multe alte subiecte, dar iată, a trecut foarte, foarte repede timpul, n-am apucat să abordez foarte multe. Apropo de chestia aceasta, avem, noi ne ținem cu scandaluri naționale ca să acoperim alte lucruri. Bun, mă interesează că Oprea nu știu ce mașină și-a cumpărat din banii mei și că nu trebuia. Ne interesează până la urmă, dar asta să-și facă datoria procurorii, că Orban e trimis în judecată pentru faptul că a vrut niște bani de la unul care era turnător ca să-și cumpere timp de antenă. Dar atenție! Televiziunile ele sunt cam în insolvență din câte știu eu, da? Păi n-au pățit nimic și nu pat în ăsta. Dar apropo, nu se poate ca o firmă să fie de șapte ani în insolvență, are de cele mai mari din România și nu se întâmplă nimic. Da, asta e colegi, vorba colegilor din regie, asta într-o altă emisiune, pentru că deja timpul s-a terminat. Mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și marțea viitoare la emisiunea Panoramic.